Atleta Denisa Dragomir a luat duminică startul la o nouă ediție a campionatului mondial de alergare montană, competiție ce s-a desfășurat în Polonia. Pe un traseu care a măsurat 36 de kilometri cu o diferență de nivel de 2100 de metri, mușelea încă a trecut linia de sosire după 3 ore și 12 minute, ocupând la final locul 4 la individual. Naționala feminină a României, din care face parte și Denisa Dragomir, s-a clasat ca și anul trecut pe locul al treilea, fetele noastre obținând astfel medalia de bronz.